Da, mă pricep mai bine decât Mitică Dragomir la fotbal, ba chiar și la pronosticuri. Aseară am spus aici în emisiune sau mai apoi colegilor mei în timp ce am terminat emisiunea și ne pregăteam să plecăm acasă pentru a viziona meciul, că România va lua bătaie de la Turcia. Să vede treaba că am avut din nou dreptate, mi-a ieșit pronosticul și că mă pricep nițel la fotbal. Din punctul meu de vedere, victoria României cu Ungaria a fost una pe undeva întâmplătoare, norocoasă, datorată în primul rând faptului că am întâlnit un adversar foarte slab, Ungaria. Cred că și Gloria Buzău îi bătea pe unguri în meciul de sâmbătă, de asta a avut baftă și a bătut și naționala României. Aseară s-a arătat pricea, n-avem valoare de locul 2, n-avem valoare pentru a merge la mondial. Bănuiesc că toți microbiștii și nu numai s-au uitat la meci până la urmă, au văzut acest nou eșec al naționalei și într-o măsură considerabilă, importantă, ratăm și acest mondial. După ce am ratat nu știu câte campionate europene la rând, de fapt le-am și pierdut șirul. Despre acest nou succes, insucces al naționalei României, l-am invitat astăzi în studio pe domnul Leonida Nedelcu, cunoscut om de fotbal buzoian, cu mare experiență. Fotbalul e până la urmă viața lui, a jucat, a antrenat și vede foarte bine lucrurile. Vă salut, domnul Nedelcu, mulțumesc frumos că ați acceptat invitația mea. Cu mare plăcere am venit și mă bucur chiar că am posibilitatea să cunosc pe mama Omida. A urat și noua mamă Omida, dacă a dat rezultatul de aseară, înseamnă că a fost inspirat. Nu prea a fost greu, domnul Nedelcu. Pe mine nu m-a impresionat naționala României extraordinar nici la acea victorie cu 3-0 cu Ungaria și nu doar pe mine, și pe alți oameni de fotbal specialiști care și-au dat seama că de fapt am învins o echipă slabă, Ungaria, da? Și la primul meci mai greu sau mai greuț, așa cum a fost cel de aseară cu Turcia, o să clacăm. Da, la ora actuală echipa națională a României își caută, să spun așa, existența, încă nu o să ajungă niciodată. Chiar spuneau după meci că o să ajungă echipa, e noua echipă care a fost în 94 la mondiale, departe. E o glumă proastă asta. Da. Faptul că am câștigat cu Ungaria, vreau să spun că au prins un joc mai bun pe greșelile adversarului. Ungaria a fost mai slabă ca niciodată la meciul cu noi. Le-am dat două goluri norocoase, domnul Nedelcu. Da. Unul de minutul 4 și apoi și două goluri norocoase de doi jucători norocoși, să spun așa, pentru că a fost norocos că a intrat Marica fără echipă, a intrat să joace, la fel și Piticu Atomic, cum îi spune lui Torje pe dreapta. Victoria a fost, ținând cont de ce am văzut noi la televizor, seri de-a rândul cu tensiunea dintre noi și cei din zona mijlocul țării, a avut o descărcare așa, de altfel și în tribună toți ce au scandat, am putea fi amendați faptul că afară cu prietenii din țară. Și cred că am câștigat toți în ciuda lui Laszlo Tökes mai mult, așa că nu ținea cu echipa noastră națională. Referitor la faptul că n-am putut să batem pe turci, în primul rând ei au făcut un șoc la echipă. N-am putut să scoatem un egal, mai exact, domnul Nedelcu. Am avut șanse, de ce să mințim? Șutul lui extrema stângă de la Steaua, care s-a dus mingea în bară, a mai fost asta. Adrian Popa, al doilea, a doua ocazie. Vreau să spun că Tănase, prima repriză. Da, Tănase a fost prima repriză. Deci au fost două faze întâmplătoare. Golul care a fost cam la limita lui Stancu cu capul, dar a fost offside. Echipa turcă s-a pregătit. Mi-a plăcut în primul rând pressing-ul care l-a făcut. Un pressing, în momentul când noi aveam mingea, 2-3 săreau pe ei, 2-3 erau și au avut multe ocazii să ne bată. Sunt cu un fotbal mult mai avansat, erau jucători de la Galata și de la Fener care tot timpul cochetează cu sferturi, semifinale, cupe campionilor la fotbal, deci fotbaliști cu mare experiență plecați, până erau jucători de la Chelsea, erau foarte buni jucători. Ai noștri au mai avut și încă un ghinion.
nu s-au putut recupera rapid după cum să spun, exuberanța victoriei cu Ungaria, că au spus că au stat până la 4 dimineața și au chefuit și s-au bucurat. Era normal să fie așa, oricare făceam la fel, e omenesc, dar organismul este, omul este om, nu este un robot. În 3 zile cu toate... Dar și turcii au avut meci, domnul Nedelcu, da, sâmbătă. Da, aici te contrazic. Turcii au jucat cum ar juca o echipă cu juniori, au jucat cu Andorra, o echipă de sculți, și noi am jucat acest meci tensionat, să spun așa, din toate punctele de vedere, mai ales psihic. Psihic s-au descărcat total, așa, iar fizic la fel. Psihic, domnul Nedelcu, mai rău era pentru turci. Pentru ei era ultima șansă. Dacă nu câștigau la București, își luau la revedere de la Mondial. Noi aveam șansa și unui rezultat de egalitate. Așa este, dar încă o dată spun, ne-a prins nepregătiți la acest meci. Din punct de vedere valoric, un jucător care nu se antrenează sau care nu are echipă, joacă un meci bine, cum a jucat acest vârf al nostru. Dar... al doilea meci n-a mai reușit să mai facă și Pițurcă și-a și dat seama și l-a schimbat și pe el și pe Torge, pentru că dar n-a fost inspirat, l-a băgat pe Adi Popa, care mie ca jucător așa nu-mi place. Eu sincer n-am înțeles schimbarea Torge. A fost post pe post, adică Torge din punctul meu de vedere n-a jucat în prima repriză, a fost cel mai activ de la noi. Și mult mai tehnic ca Adi Popa și acum... Da, n-a fost acolo problema de bază, da? Adi Popa sau Torje, până la urmă cam tot aia e. Dar o să vă pun o întrebare de baraj, domnul Nedelcu. Cum e scris și în titlul acestei emisiuni, până la urmă, unul din titluri. Ghinion sau lipsă de valoare faptul că am luat bătaia seară de la turci? La meciul de seară, după părerea mea, cred că a fost lipsa de valoare. Deci, mai valoroși turci. Asta, după aceea că am fi avut noi o șansă, șansa spânzuratului să rupă funia, sau știu, să egalăm sau să dea un gol, ar fi fost o șansă a noastră, pe care n-am avut-o. Dumnezeu nu tot timpul dă șanse la jucători, așa că la noi nu ne mai dă șansă, dar valoarea... De ce au fost peste noi? S-a jucat 70-30%. Deci au fost mai buni turci. Și nu spun eu, numai eu. Spunea Hagi, spunea Gica Popescu, cei care sunt oameni de fotbal și care au jucat în Turcia și au văzut și au și spus. Periculoși, sunt foarte periculoși. Și unde sunt ei periculoși? În faza de atac, contraatac mai ales, și noi cu apărarea care am avut-o. Turcia mai bună, domnul Nedelcu, da. Concluziona și da. Dumneavoastră. Și o să vine încă o întrebare de baraj. În condițiile în care Turcia a fost mai bună, ne-a bătut la noi acasă cu 2-0, mai merităm să mai luăm noi locul 2? Mai merităm să mergem noi la baraj sau Da, merităm, pentru că la timpul respectiv, când a fost asta toamnă, să urmați uminte când, și noi am fost mai buni la Istanbul. Deci noi am fost mai buni la Istanbul. Am câștigat meci acolo, am fost mai buni sau tot așa o întâmplare, un noroc? Au jucat bine ei noștri și turcii au jucat slab atunci. N-au fost, pe semne, au avut probleme cu antrenorul. Am spus că schimbarea acestui antrenor, Fatih Terim, este unul dintre cei mai experimentați din Europa. Dar și noi, l-avem pe Pițurcă, domnule. De valoarea, Fatih Terim este de valoarea, e junior pe lângă Fatih Terim. Pițurcă, adică Fatih Terim e de valoarea lui Lucescu, lui Mircea Lucescu. Sunt oameni care au o experiență mare, cu o vârstă mai înaintată și au știut cum să ne joace la fix. Credeți că mai avem vreo șansă de calificare? Teoretic mai avem, m-am uitat și eu pe noi program, acum, da. Stăm la mâna Olandei, mai avem vreo șansă? Stăm la cinstea și corectitudinea Olandei. O echipă care este promovată, o echipă care ne-a mai vrut să ne mai ajute odată, dacă ți-aduce aminte, când ne-a bătut cu 2-0 la campionatul european, ne trebuia să putem să batem, au băgat rezervele și nu... Dar de acum, începând ultimele aceste două meciuri, intervine factorul, cum să spun eu, economic. Factorul Olanda. Economic. Nu? Economic? Sigur. Cumpără meciuri și la nivelul ăsta, domnul Nedelcu? Nu că se cumpără meciuri, dar FIFA, Federația Internațională de Fotbal Amator, cea mai mare, sunt interesați ca la Rio, la Brazil sau știu eu, cine vin mai mulți? Se interesează. Turci sau români? Turci. Sunt câte frunză și iarbă, cum zicea pe timpul. Turcii sunt 75 de milioane la ultimul recensământ, noi românii 20. Păi da, și că sunt turci în Germania. A, nu, zic de turcii din că sunt din în Germania. Turcia. Tot turci sunt și aia peste tot. Corect, deci să mai adaugă vreo 10 milioane deci, cel puțin. Intervine factorul ban, zic eu, și FIFA ar fi interesată și ar fi mai bine pentru fotbalul lor mondial, pentru campionatul mondial, să fie prezentă echipa Turciei. Dar România mai are încă o șansă mică.
Avem o șansă mică. De exemplu, ca Olanda, nu se bată? Olanda nu se bată. Trebuie să facă meciul cu una și cu alta. Să facă meciul cu turcii. Să facă meciul cu ungurii. Că dacă joacă cu ungurii la Rotterdam sau la Amsterdam. Îi bat sigur dacă vor să... Că nu se fac de rușine. Ei nu sunt. Sunt profesioniști, sunt în campionat. Pe ungurii vor bate, că ungurii chiar că sunt slabi de tot. Bun, da. Niciodată. Vine meciul la greu la Istanbul sau la Ankara, depinde unde se va juca, cu o atmosferă incendiară, cum știu turcii să facă. Știu, dar dacă joacă așa cum au jucat cu noi ieri, au șansele mari să califice turcii. Dar nu au șanse pe bune, nu? Să-i bată pe Olanda și să se califice. Nu poți să spui de Robben că nu știe să joace sau cine mai e. Da, da, mai e și posibilitatea asta nefavorabilă. Când spui Robben, Ribery deja e cât jumătate turci, cât jumătate echipa turci. Mai e și posibilitatea asta, domnul Nedelcu, nefavorabilă nouă românilor, ca Olanda nu știu să joace în Turcia cu echipa a doua, cu rezervele. Nu fac așa. O să vedeți, pentru că sunt profesioniști, interesează să adune jocuri oficiale, interesează să fie cât mai sus, să fie cei mai buni, care au cele mai multe puncte din grupă. Oricum sunt pe locul întâi, n-au cum să piardă locul întâi. Am înțeles, dar... Dorească să piardă locul întâi, nu pot să mai piardă matematic. Ei se luptă cu Germania, care să fie pe locul întâi cu 28 de puncte, cu 30 de puncte și vor să facă una. A doua, l-avem și noi pe Mircea Sandu la FIFA, care poate să pledeze. Cum a pledat Gigi, cum a pledat Vadim Tudor pentru Gigi Becali, free Gigi Becali la Parlamentul Dar nu prea local. Merge acolo, domnul, la UEFA și la FIFA. Acela noi în România... Eu aș putea să spun înainte de meci, când o fi meci, atunci spun dacă bate Olanda sau nu bate, în funcție de formația care o bagă. Exact cum ai și spus, dacă intră cu 7-8 jucători, cu toate că dacă intră din ăștia tineri bune, iar Turcia... Deja turcii au fost incorrect, să spun așa, dar așa se face la fotbal. Au spus că au 6 accidentați, că 2 sunt cu respirație. Au fost toți pe teren și au jucat ca la Dar vreau să vă spun ceva, domnul Nedelcu. La când mă pricep așa la fotbal, Turcia nu mi s-a părut o echipă chiar extraordinară, mai bună ca noi, dar nu e o echipă extraordinară Turcia. Dar aici fac... un anticompliment naționalei României, da? Spunând că dacă ne-a bătut Turcia, o națională care nu joacă cine știe ce e extraordinar, da. Noi nu avem valoare, domnul Nedelcu. Mă gândesc ce o să facem când o să jucăm și noi cu o națională bună. De fapt s-a văzut. Când am jucat cu Olanda, am luat bătaie de ne-au mers fulgi. Ne-au dat olandezii câte 4. Și acolo și la noi, da. Și mai am o întrebare de baraj pentru dumneavoastră, domnul Nedelcu. Deci tot la baraj trage. Înseamnă că mergem la baraj. Măcar eu mai trag la baraj. Așa. E vinovat antrenorul Victor Pițurcă pentru înfrângerea de aseară, pentru comportarea României din aceste preliminare, sau nu mai avem jucători de valoare în România? Accept și varianta cu ambele răspunsuri. Da, eu am spus mai de mult. Până venirea multor jucători străini, de exemplu, CFR Cluj sau alte, Petrolul Ploiești acum, are un singur antrenor, un singur jucător român. Sau nu știu mai care, care e pe acolo. Astra, Dinamo, la fel, mai mult străini decât români. Începe să diminueze calitatea fotbalului românesc. Deci fotbalul românesc nu mai e cum... O să spun, dar stai că și noi avem. Noi avem, dar cei care joacă la noi aici le ocupă locul celor tineri care ar fi trebuia să fie buni. Uitați-vă la echipa de tineret. Și cred că și acolo am pierdut și iar cu 3-2, am făcut meciul cu Feroe, nu știu, deci și la juniori, pentru că ei în momentul în care au terminat junioratul și sunt bunișori la 19-20 de ani, nu au loc să joace în România, pentru că aduc din Portugalia cu 2500-3000 și nu o să dea la un copil să crească de la noi. Și atunci ăia joacă și ocupă locul ai noștri, iar ai noștri se duc și joacă pe la Chișinău, pe la nu știu unde, până Albania, până asta. Și atunci fotbalul, echipa națională suferă cel mai mult. Da, Petrolul și Bandurii, l-are pe Eric, brazilian, s-a calificat în Cupa UEFA, ăștia, dar restul, fotbalul, echipa națională, Pițurcă n-avea ce să facă mai mult de atât. A calificat de două ori echipa națională la două campionate europene, mai mult n-avea ce să facă, n-avea pe cine să aleagă. Dacă facem un sondaj, să întrebăm, adică... pe cine ați fi băgat? Exact, titular asta în locul lui Marica. Eu am fost atacant în România, am dat 100 de goluri la timpul meu acum mulți ani și se întreabă pe cine ați fi băgat acum unul din România, un jucător mai român, bun decât Marica. Tăcere. Și
ar fi apărut niște de astea. Cine? Colaterale, așa, niște păreri care, dar nu exista. A încercat să-l bage pe Stancu. Stancu joacă de undeva din stânga. Ălaltul micu care fuge repede, Bucur, de la ruși, joacă dreapta stângă. Pe cine să bage pe altcineva? N-a avut pe cine să bage. Deci, efectiv, a forțat și a tras de Marica și să joace la acest meci. Dacă noi făceam meciul cu unguri, eram terminați. Deci, noi trebuia să batem meciul ăla. Și cum se spune? Și-au consumat toate caloriile, toate puterele lor psihice și fizice la meciul acela cu ungurii și la meciul cu ăștia. Rămânând la subiectul ăsta, domnul Nedelcu, era vreun jucător în România, nu știu, demn de a fi selecționat și de a fi introdus titular sau băgat în lot, să intre și el după pauză și Pițurcă nu l-a luat în România? Depinde la ce post te referi, că la ce poți te referi? Adică să fii un jucător, nu știu, să... De exemplu, la apărare l-am avut pe cel mai în vogă, care a costat 10 milioane și a jucat foarte slab, la nivelul... Chiar ce a fost cu Chiricheș aseară? Zănatic de-a dreptul pe teren. Nu-mi place așa mult. Eu, cei mai bătrâni care au văzut fotbalul de acum 25 de ani, 30 de ani, și-l aduc aminte pe Sameș, a murit Dumnezeu să-l ierte, sau a fost, da, central, sau Costică Ștefănescu, sau care a fost altă mare valoare. Păi erau fotbaliști, valoroși. El acum a luat fața cu niște plecări cu mingea la picior, nu știu, dar acum când rămâne singur, el a greșit și la gol. Am mai avut o greșeală și a apărat portarul. Am avut noroc atunci, da, la faza, era să ne curețe. Da. Goian Chiric este un jucător care se apropie de apogeul carierii, pentru că dacă era așa de bun, nu juca pe la divizia B, până Italia sau până asta. Noi ne-am ajuns să ne bucurăm când vine un jucător de la, nu știu unde, de la o echipă de... E mare lucru că joacă Bucur la Grozny, sau s-a dus la jucătorul la Grozny, Terek Grozny, sau pe, da? Grozav. Echipele bune sunt în Germania. S-a dus asta. Și ăsta a venit cu niște aere deja, numai cu călcâiul a jucat Maxim, toate pasele cu călcâiul și nu știu ce, poate s-a și supărat un pic că nu l-a băgat de la început, că sunt tot felul de jucători care e greu să fie antrenor să-i ții. Totuși Pițurcă i-a ținut în mână. Și el de altfel, când s-a angajat la federație, de la angajat federația pentru acest turneu de calificare, el are obiectiv calificarea în 2016 la campionatul european. Deci asta, dacă apărea, era un fel de bonus. Bun, deci dumneavoastră ziceți, domnul Nedelcu, că e mai puțin vina, sau spre deloc, converge spre zero vina lui Pițurcă că nu ne-am calificat, no, sau dacă nu ne vom califica, dar problema principală e că noi în România nu mai avem jucători de asta, valoare care asta să nu vrea nimeni să înțeleagă. Nu vrea să înțeleagă nimeni, nu văd nimeni. Centrele de juniori și copii sunt vai de mama lor și era bine când era campionatul, era pe timpul meu și după campionatul de tinere speranță. De tinere speranță, echipele alea, decât să ai 7 de juniori, nu știu, mai bine joci 2 de juniori și una de tinere speranțe. Ați văzut și acum cum face FIFA campionatul, Cupa Campionilor Europeni, cum se numește, Cupa așa. Da, face un campionat exact cum aveam noi, de tinere speranță. La da. Fel, joacă de Steaua, va juca cu Chelsea la nivel de 21 de ani. E foarte bine. De acolo vor crește jucători. Concluziile, domnul Nedelcu. Pe de-o parte, ce-s dumneavoastră, nu mai avem jucători pentru că în România a ajuns să joace străini de ăștia foarte mult și a trebuit să le dea o lege cum să alte echipe au început. Nu mai aveți voi decât 5. Nu mai aveți voie de jucători. Și noi, când m-am dus, eu am fost antrenor în alte părți. Nu te primește una, două. Că sunt țări care, de exemplu, arabii. Arabii nu primesc portar de nicio țară. Vor să crească portarul lor din țările lor. Din orice țară de arabă. Asta mai, trebuie să mai primim lecții și de la arabi, între ale fotbalului. Pentru, am putea să, din punct de vedere al organizării și al condițiilor, am putea să primim lecții, ne dă lecții din toate capitolele. S-a întors lumea cu fundul da, sus. Da, deci au făcut, au investit bani acolo. La noi, dacă nu facem, e posibil acum, de exemplu, așteptăm, am fost la meci la Gloria și am văzut, au jucat bine astăzi. Da, chiar foarte bine. 2-0 din câte da, înțeleg eu, vreau să spun, mă întreabă telespectatorii. 2-0 a bătut Gloria. Vreau să spun că stau cu sufletul la gură, așteaptă să vadă sâmbătă joacă la Rapid. Câți telespectatori au fost astăzi, domnul Nedelcu? A anunțat la plătitori 153, a anunțat la stație. 153 de plătitori. Erau mai mulți, de ce să mențin? În tribune. În tribune erau mai mulți. Bun, dar jenant până la urmă, 153 de spectatori și în curând așa tot scad până nu o să mai rămână decât vreo 10. Eu cred că o să urce, să vedem dacă ar juca cum au jucat azi. A fost un meci foarte frumos, foarte bun, cu o echipă care e pe locul întâi în divizia B la ora actuală. După prima etapă. După prima etapă, dar e...
niște jucători bine făcuți. Joacă Popa, ăla micul care a jucat la noi și la Steaua. Popa și mai mult. Dorinel Popa, da. Dorinel. Deci mulți jucători, foarte mulți. Bălțoi, băi, ce, frații Caramian, ce jucători buni. Nu prea mă încălzește, domnul Nedel, cu victoria asta. Ba da, ba da, pentru că după ce ne-a bătut Olanda aseară și ne-a demonstrat că fotbalul Olanda-Turcia aseară și ne-a demonstrat că fotbalul românesc... Aici era pe plan local. Pe plan local. Eu vreau să spun că România are șansa ei. O șansă mică, dar o avem. Pentru noi sunt convins că alea două meciuri le câștigăm. Batem aici și pe Estonia, batem și la... Eu am emoții cu Estonia aici la București. Batem. Dar depinde una din astea două, Ungaria și Turcia, trebuie să nu câștigăm, nu aibă 6 puncte. Dacă au 6 puncte, rămân peste noi și nu mai avem șansă să... Trebuie să fac un meciul undeva. Da, mă întreabă cineva, dacă intra aseară capul lui Goian, mai discutați așa despre Naționala României? Da, spune respectivul, dar nu să da mesaj. Că pierdeam cu 3-1. Pentru că turcii au jucat bine tot meciul. Ne mai dădea, făceam 1-0 dacă intra... Da, nu, se făcea 1-1 dacă dădea gol Goian, poate ne băteau. A, de Goian a spus? De Goian, da. Era 1-1, într-adevăr, era egalitate. Discutam rău despre pentru România. Pentru că noi discutăm după ce s-a... Dar nu discut rău. Spun ce s-a întâmplat. Cum să spun? Era bine pentru noi, dar nu era corect. Pentru că au fost mai buni turcii. Nu era corect. Deci victoria meritată. Toată lumea care se pricepe la fotbal și cei care nu se pricep au considerat și și-au dat seama că turcii au fost mai buni aseară și au meritat victoria. De ce să mințim, mamă? Da, că egala era întâmplător. Și... Bun, mai e o părere pentru microbici, domnul Nedelcu, că România a luat bătaia aseară de la Turcia pentru că n-a jucat Borcean. Și vin și eu să vă întreb, domnule, așa de rău a ajuns Naționala României să stea în Borceanu? Nu, Borceanu e un jucător bun care joacă foarte bine la Steaua. Sunt convins că ar fi câștigat mai multe mingi la mijloc și le-ar fi împins spre atac, spre contraatac, să spun așa. Că noi n-am avut o posesie mai mare decât a turcilor. Turcii au avut... Păi n-am avut posesie mai deloc. Și s-au greșit multe mingi. Asta nu vrea să recunoască, chiar dacă... Pe mine mă cheamă Nedelcu, eu sunt român. Nu mă cheamă Ișvan să spun că țin canțiunul cu ungurii sau... Deci vreau sau Abdulaziz. Sau Abdulaziz, Abdullah Bayazid. Nu mă cheamă Bayazid. Dar vreau să spun că dacă au fost mai buni, trebuie să recunoști. Bun, trebuie să fii realist, domnul Nedelcu. Totdeauna trebuie să fim fair play și să recunoști când o echipă joacă mai bine. Au jucat mai bine, am spus. Cum am jucat noi de bine cu ungurii, cu o echipă mai slabă ca Turcia, așa au jucat turcii peste noi la meciul ăsta și ne băteau și dacă ar fi dat gol ai noștri la 0-0 sau la 1-0, tot ne egalau și aveau șanse să ne bată. O națională cârpită, domnul Nedelcu, și lipsită de valoare. Încă o dată spun cu Mățel, cu... Mățel, îmi pare rău să spun. Hoban, titular. Mățel, Hoban, îmi pare rău să spun. Sunt acolo 5-6 jucători, pentru că încet Raț se va duce și Goian se va duce și... Așa cum s-a dus și Mutu. Și bine a făcut, nu l-a mai chemat pe Mutu. Ne întoarce mereu la unii zic că dacă era Mutu în teren aseară, se întoarce mereu la fosta iubită tot timpul. Hai la Mutu, Mutu, da, sunt unii care zic că dacă era Mutu aseară pe teren, nu l-am bătaie. Mutu ne-a trișat tot timpul și ne-a făcut și ne-a așa și tot timpul hai să vină Mutu. Ei, a avut tăria de caracter pentru că el a avut în contract că nu trebuie să se califice. Dar dacă era o portiță, și eu spun că la norocul lui că el e specialist la jocuri din astea așa, de cifre. Pițurcă? Da, el are noroc și s-ar putea să se întoarcă. Pentru că turcii, așa cum am jucat noi, slab, că am jucat și slab, ăsta e adevărul. Pot să aibă și eu așa zi proastă cu Olanda. Și fac meșnul. Nu ne trebuie victoria lui Olanda. Meșnul. Da, măcar egal, da. Și s-a terminat, am câștigat noi. Bun, încă o discuție, domnul Nedelcu. Se discută și despre posibilitatea, dacă ar fi util sau nu pentru Naționala României, să vină antrenor Regenkampf. Și la Steaua și la Națională, cum e Terim la Naționala Turciei. Ce ziceți, ar fi o idee bună? Vă convinge Regenkampf ca antrenor? Deocamdată a convins. Deci, cu toate că eu nu pot să-l suport, că-s dinamovist. Dar vreau să spun că a făcut lucruri multe și bune la Steaua. De ce să nu recunoaștem? Dar nu știu dacă este pregătit pentru... Și în primul rând nu poate... Nu poate să fie exact ce ai spus tu, Adineaur, pentru faptul că
Pițurcă are un contract beton. Aia trebuie să plece de să-i dea $1,000,000 de euro sau nu știu mai ce pe acolo. Și deci el are contract. Aici contractul nu e ca la lumea a cincea. Hai să-l dau afară. Patronul te dă afară după, ca la Cluj, după, după două meci. Uite, trebuie să-și respecte contractul. Iar clauza lui în contract este că va califica echipa în 2016. Și mă gândesc eu că are dreptate. Pentru că Mățel, știu eu, nu știu care, degeaba. Mă doare capul, domnule. Vreau să, ăștia, Mățel și... Cum vor fi ăștia peste 3 ani? Jucând, având la 30... fel de slat. No, no, no. Nu? Având 30 de meciuri la națională și jucând tot timpul, eu spun că vor fi... Cum va fi Maxim? Cum va fi, nu știu mai, eu știu, în afară de ăștia care au peste 30 de ani sau la 30 de ani? Cum va fi ăla la mijloc sau știu pe eu? Pe mine nu mă conving, domnul Nedelcu, și văd în continuare în cenușiu spre negru, așa, viitorul echipei naționale. Zic că, nu știu, pe undeva pe la viitoarele preliminare, nici măcar la locul 2 nu o să mai tragem. Ba da, depinde cu cine vom pica în serie, poate picăm cu delea mai slabe și jucăm. Păi da. Doar așa, da. Campionatul românesc de fotbal este un campionat bun și puternic. De ce? Am spus, sunt echipe care au 9 străini, 10 străini și sunt peste valoarea jucătorilor români. Iar cei tineri n-au cum să joace. Da, cât o mai avea pe Steaua, noroc cu Steaua, că mai joacă Steaua bine în... A jucat bine și Petrolul, n-au avut șansă, n-au avut experiență și după aia continentală și internațională. Pune Zăbranicul la poarta Federației României. Deocamdată e bine că a bătut Gloria, că a dat de miere. Așa, ați fost la meci, da? Da. Astăzi. Cum a jucat Gloria? Meciul de sâmbătă cu Farul nu l-am văzut, dar l-am văzut la televizor în reluare și am văzut multe greșeli și pe apărare și astăzi au mai fost niște greșeli pe apărare, dar pe total echipa a jucat foarte bine. A jucat bine, că am început să-i mai și cunosc așa. Astăzi? Da. Da? Au jucat foarte bine. Deci au condus cu 1-0 și au avut 3-4 ocazii de gol. Au avut ocazie de gol, au avut și ei vreo 2-3, de ce să mint. Iar la faza de la minutul 75 sau când s-a dat golul 2, a plecat un jucător de al nostru, cred că numărul 20, Matei, s-a dus, s-a dat, a ieșit pe lângă portar și a făcut 2-0 și s-a da, terminat. Bun jucător ăla, a jucat da, și în prima ligă la Vaslui. A jucat bine și Pușcașul, a jucat bine fundaș central, n-a jucat Dăniță, n-a jucat Vlaicu. Cred... Repriza a doua a intrat Vlaicu și a jucat bine. Eu cred că a jucat bine de frică asta, domnul. Da, bine pe margine vioare și dacă mai luau și astăzi, să lăsa cu niște palme pe vestiar. Un câine rău. Dacă avea o lesă de aia, lua Hingheri, că mai, la toată lumea i-a țipat, l-a tras, striga. Și foarte bine că el este un tip care știe să domine jucători, mai ales că sunt tineri și sunt mulți puștani pe care el i-a adus. Și dacă nu stă cu gura pe ei, nu joc. Da. Bun. Deci pe lângă vestea asta bună pe care o dăm microbiștilor local, că Gloria a câștigat astăzi în Cupa României 2-0 și în turul următor va întâlni o formație de Liga 1, da? Da. Mai dăm o veste bună microbiștilor. Sâmbătă Gloria joacă în deplasare la Rapid și în premieră, cred că pentru Gloria Buzău, meciul va fi transmis pe TVR1 de sâmbătă de la ora 21. Nu e în premieră, că în prime time, da, Gloria joacă pe TVR1. În premieră pe TVR1 și în premieră la Divizia B, nocturnă seara. Noi am jucat acasă nocturnă cu alte echipe. Dar de câte am înțeles, Rapidul are spectatorii suspendați, terenul suspendat, că a avut 6 sau 8 etape și nu știu, s-ar putea să joace fără spectatori. E un avantaj pentru Gloria, că știți că suporterii rapidiști sunt foarte gălăgioși, cu petarde și cu tot felul de alea și șansa lor să facă un meci bun acolo ca să confirme. O victorie e bună dacă aduce altă victorie. E vorba unui antrenor mare și... Deci victoria asta a fost foarte frumoasă și a fost și la Pițurcă. Era foarte frumoasă victoria cu ungurii dacă și-ar fi rămas toată viața. A uitat-o lumea toată, gata, din cauza cu turcii. Toată lumea a uitat meciul cu Ungaria care l-aștepta de atâtea luni. Bun. Deci Gloria pe TVR1, bănuiesc că și când te filmează TVR1 la în prime time, e un imbol suplimentar pentru jucători. TVR1 se joace la maxim. A filmat numai Cupa Campionilor. E de tot timpul, dacă vă-ți aminte, la 10:49:45. Și trec de la Liga Campionilor la Gloria Buzău. Oricum, meciul e filmat mai degrabă pentru Rapid, nu pentru Gloria Buzău. O singură neșansă ar fi rău pentru Gloria Buzău să nu cumva să pice cu o echipă de divizie A la Timișoara, de exemplu. Sau să ducă atâția, că sunt cheltuială. Da? În Cupa României. Acum, în Cupa României, peste vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni. Dar, da. Dar eu m-am bucurat pentru că au câștigat. Unii au avut alte păreri, că nu e bine în cupă, noi nu o luăm, nu o câștigăm. Noi, fotbalistul, când joacă în cupă cu fotbaliști de divizie A, cresc în valoare. Un meci, dacă joacă, tot e bine. Dar dacă joacă la Buzău cu Steaua,
Da, foarte bine. Că poate întâmpla și atunci să vină 10.000 de spectatori, dar numai să nu mai anunțe iar 1.200. Deci poate să aibă șansă mare să joace aici? O scurtă întrebare, domnul Nedelcu, și vis-a-vis de accesul cu bilet de intrare la Gloria Buzău, bașca 100 de lei biletul, cum vi se pare dumneavoastră? Deci s-a văzut. Meciul cu Farul a fost 100 de lei, 10.000, 10 lei de ăștia de, și lumea a evitat să ajungă la stadion. S-a oprit la grădină, a băut două beri, mai a rămas de semințe și a plecat acasă. Vine la 11, la 1 fără un sfert, întreabă pe unul cât a fost scorul, ca să spună la nevastă. Și atât, dar n-am văzut meciul. Mi se pare pentru divizia B scump. Și asta a fost și părerea lui Vioară. Și bănuiesc, astăzi în cupă, tot atât a fost, 100.000, dar bănuiesc că la următorul meci care va fi acasă, dacă ar fi 50.000, 5 lei, adică ar fi mult mai bine pentru un om de rând, că sunt oameni mai amărâți. Deci un sfat pe care îl dați dumneavoastră cu experiența dumneavoastră? Să întoarcă înapoi la 5 lei și vor veni mai mulți plătitori. Pentru că la 5 lei își permite... Dar n-ar fi mai bine, domnul Nedelcu, gratuit, să vină cât mai mulți? Gratuit nu e nimic azi. De ce gratuit? Vrem că suntem măcar așa poate. Nu există nimic gratuit în capitalism. Dar și lor le trebuie să le ia apă de undeva și n-au bani sau trebuie să ia. Nu o să strâng totuși prea mulți bani din. Din aia puțin, să nu crede cineva. Din aia puțin care sunt trebuie plătit un arbitraj, și așa știți că Gloria e în situația necăjită în care e. Deci dacă ar fi la următorul meci acasă, nu știu cu cine joacă, și ar veni și ar fi 400 de plătitori. 400 de plătitori ori 5 lei, sunt 200 de milioane. Da? 200 de milioane. 20 de milioane. Nu, stai puțin, 50 de mii, stai să da, faci mâncare. Da, la 200 de plătitori, 20 de milioane, domnul Nedelcu. Nu înseamnă foarte mult pentru Gloria Buzău 20 de milioane. 20? Când primești da, 20 de miliarde pe an de la primărie. Eu am vrut să le intri mai mult, de-aia am zis, da. Dar, da. Păi de asta spun, și la 20 de milioane, mai bine lăsa intrarea gratuit și veneau ce? 5.000 de spectatori. Și eu am fost de 3 ori antrenor la Gloria. Și nu mi-ar conveni de multe ori să fie intrarea liberă și echipa să spende o zi mai slabă, cum au prins. Și să, pe gratis să mă și înjure și pe mine și jucători și asta. Nu-i mai bine să plătească? Da, pe de altă parte și dacă câștigi meciul, te aplaudă mai mult. Da. Da. Bine, mulțumesc frumos, domnul Nedelcu, pentru prezența plăcere la emisiune. Evident, vă mai așteptăm aici la Campus TV în speranța că vom avea rezultate bune atât din partea națională cât și din partea Gloriei Buzău. Atât pentru această emisiune. Rămâneți pe Campus TV. Peste 10 minute urmează jurnalul Campus TV prezentat de colegul meu Mihai. Bună ziua. Până mâine eu vă spun la revedere.